România 24 este momentul să aflăm cum evoluează piețele de capital. Urmează Bani în mișcare. Sergiu Voicu este în direct. Bună ziua și bine v-am găsit! Piața de la București s-a deschis pe roșu astăzi după o sesiune pozitivă ieri. Indicele BET scade cu 0,44% la această oră, în vreme ce BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, pierde jumătate de punct procentual. Valoarea tranzacțiilor continuă să fie modestă, de aproape 1,4 milioane de euro. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București, conduce fondul Proprietatea cu tranzacții de peste 3,1 milioane de lei. În clasament regăsim și BRD, banca deținută de francezii de la Societe Generale, ce are schimburi de aproape 2 milioane de lei, urmată de o altă instituție de credit, Banca Transilvania, cu 320 de mii de lei. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm scăderea de aproape jumătate de procent a titlurilor fondului Proprietatea, dar și câștigurile din dreptul Bitnet Systems și Banca Transilvania, vorbim de 0,7 respectiv 0,2%. Bursele europene scad în prima parte a ședinței de tranzacționare înaintea conferinței semestriale a președintelui Rezervei Federale Americane. Declarațiile oficialului american vor fi cu siguranță urmărite cu atenție de investitori, care așteaptă semnalele unei eventuale reduceri a dobânzii de referință. Vedem astfel că principalul indice al bursei de la Londra scade cu 0,1%, iar referința bursei de la Frankfurt pierde și ea 0,2%. Scăderi sunt și la Paris și la Madrid, în vreme ce indicele principal al pieței de la Milano crește cu aproape 0,7%. Bursele americane au avut o evoluție mixtă, în condițiile în care investitorii de pe Wall Street așteaptă și ei noi indici cu privire la o eventuală reducere a dobânzii cheie de către Rezerva Federală Americană. Mulți investitori estimează în continuare o reducere a dobânzii cheie cu 0,25 de puncte procentuale, dar tot mai puțin estimează o diminuare de jumătate de punct procentual după revenirea neașteptată a pieței muncii de luna trecută. Astfel, dacă ne uităm la principalii indici de la New York, vedem că referința sectorului industrial american Dow Jones a scăzut cu aproape 0,1%, iar valoarea indicelui Standard & Poor's a crescut cu 0,12%. Ceva mai mult a crescut referința pieței secundare Nasdaq, ce a urcat cu jumătate de punct procentual. Să vedem acum și ce acțiuni ne-au atras atenția. Titlurile Pepsi au scăzut cu 0,6%, deși producătorul de băuturi răcoritoare a anunțat un profit peste așteptări. Pe de altă parte, vedem un avans de 1% în dreptul Netflix, după ce analiștii au anunțat că furnizorul de conținut video va câștiga noi abonați după lansarea unui nou sezon într-un serial foarte așteptat. Vedem o evoluție pozitivă și a acțiunilor Amazon, care împreună cu Facebook și Netflix au menținut pe plus referința Nasdaq. Atât pentru moment, ne revedem cu ultimele date de pe piețele de capital și la Jurnalul Economic de la ora 13:30. Continuă acum România 24 cu Alicia Cobescu.